Scandal în lumea medicală după ce mai multe spitale din Craiova și București au refuzat să primească un bebeluș de 900 de grame născut prematur. Băiețelul a văzut lumina zilei la maternitatea din Slatina. Copilul suferă de o boală care îl expune la risc de sângerare, iar maternitatea din Slatina nu are aparatura necesară pentru a face transfuzii. Totuși, medicii s-ar fi luptat 25 de zile să îl țină în viață și să îl transfere într-un incubator unde să poată primi îngrijirea de care are nevoie. Conform legislației, maternitățile de nivel 2, cum suntem noi, da, nu avem voie să ținem prematuri mici. Astfel încât noi am încercat pe parcursul spitalizării de multe ori transferul. Nu am găsit, nu puteam să-l ținem în stradă, l-am îngrișit. Copilul a și luat în greutate. Păi uși închise am întâmpinat din cauza că nu sunt locuri disponibile. Da, prematuritatea este în creștere. După ce s-au luat la trântă cu sistemul 3 zile și au apelat chiar și la Ministerul Sănătății, cadrele medicale au reușit să trimită bebelușul la maternitatea din Timișoara. Niciun alt spital din țară nu a vrut să accepte copilașul. Ministrul Sănătății are însă o altă versiune asupra situației și spune că exista și varianta Centrul Operativ pentru Situații de Urgență. Au încercat să ia legătura cu maternități din București. Da. Există maternități de grad superior în toată țara. Bebelușul are 25 de zile. Nu gândesc că dacă era un caz foarte grav, lucrul acesta s-ar fi întâmplat sau s-ar fi cerut formalități de transfer către COSU. Ori COSU a fost anunțat abia alaltă. Și într-o zi s-a făcut transferul. Nu a fost vorba de 25 de zile de încercări de transfer. Băiețelul a ajuns acum la 1050 de grame, dar pericolul încă nu a trecut. Anual în România se nasc prematur 20.000 de copii. Din nefericire, doar jumătate dintre ei supraviețuiesc din cauza condițiilor din spitale.